Dragi prieteni, vă salut și vă spun bun găsit la un nou documentar. Astăzi aduc în atenția voastră un articol interesant despre pericolele care se ascund în subteranele Bucureștiului, preluat de pe blogul Biblioteca Secretă și scris de către cunoscutul numerolog Anatol Basarab. Vă prezint așadar în continuare câteva dintre pericolele zilnice la care este expusă capitala și despre care nu s-a vorbit niciodată, decât cel mult în anumite cercuri. Haideți să vedem! Deși la ora actuală ciuma este o boală eradicată de mult, ceea ce nu se știe este că ea poate să lovească necruțător capitala României. Și asta pentru că în urmă cu sute de ani, bolnavii de ciumă erau pur și simplu îngropați la grămadă, într-o singură groapă, iar peste ei se turna var, în ideea că varul va izola virusul respectiv. Însă ceea ce nu știau medicii din acele vremuri este longevitatea virusului. Poate rezista în pământ și 500 de ani. De aceea se află pe lista armelor biologice. De asemenea, nu se știa faptul că varul acționează doar ca un izolator, adică pe de o parte izolează pentru moment virusul ciumei, dar pe de altă parte îl conservă pur și simplu. De-a lungul secolelor au existat o serie de epidemii de ciumă, dar cea mai cumplită s-a declanșat în timpul domniei lui Caragea, în anul 1812. Bucureștiul a fost atunci aproape pustiit, iar cei care nu mureau loviți de cumplitul flagel părăseau orașul către zone mai ferite, în special zone de munte și de pădure. Scrierile din acea perioadă spun că tăcerea era atât de apăsătoare peste București, încât se puteau auzi fâlfâitul din aripi ale păsărilor și zgomotele produse de ciocul acestora, ca un fel de prevestire a nenorocirilor. Din păcate, în timp s-a petrecut un eveniment care nu a putut fi prevăzut de edilii secolelor respective. Marginea Bucureștilor a devenit zonă centrală, iar actualele excavații pot scoate oricând la suprafață morții adormiți de ciumă. În urmă cu aproximativ 40 de ani, atunci când au început săpăturile pentru metrou și pentru Casa Poporului, în unele zone s-au descoperit locuri unde fuseseră îngropați ciumații. Doar printr-un noroc, epidemia nu s-a declanșat, existând riscul ca la orice nouă construcție să fie descoperite gropi comune cu morți de ciumă. Mai mult, se pare că din motive diverse, o parte din acei morți au fost aruncați în subterane, acoperiți cu var, peste care s-a surpat apoi pământul de deasupra. Specialiștii în virusologie afirmă că la ora actuală, virusul de ciumă nu mai este mortal, dar asta doar în cazul în care este depistat la timp și izolat. Specialiștii spun că vaccinurile împotriva ciumei sunt puține și ineficiente, atâta vreme cât au fost obținute din tulpini deja învechite ale virusului respectiv. Ioana Matei, arheolog, consideră că numărul celor morți de ciumă și îngropați la temelia propriei case sau înhumați în grabă poate fi foarte mare, iar în zilele noastre s-a pornit o adevărată campanie de construire a unor blocuri gigant în București. Interesele de moment, spune aceasta, pot face ca orice descoperire de această natură să fie ținută strict secret, întrucât oprirea, chiar și parțială, a lucrărilor de construcție ar cauza pierderi imense pentru antreprenori și investitori. Așa că cei mai mulți, dacă vor descoperi astfel de cadavre infestate cu ciumă, nu numai că nu vor ști cu ce au de-a face, dar există riscul să le ardă în crematoriile proprii și în felul acesta să declanșeze, pur și simplu, epidemia mortală, spune aceasta. O altă ciudățenie în lista lucrurilor ce pun în pericol Bucureștiul este lacul uriaș de sub capitala României. Cu milioane de ani în urmă, în sudul României și pe locul unde este astăzi Bucureștiul, se întindea Marea Getică. Treptat, fundul mării s-a ridicat, iar marea s-a retras, făcând loc mănoasei câmpii române. Cu toate acestea, un fenomen ciudat, dar deloc rar,
a dus la conservarea unei părți a fostei mări sub forma unui lac subteran. Andrei Mocanu, geolog de profesie, care scrie despre istoria geologică a Bucureștiului, explică următoarele. Practic, ce s-a întâmplat în acele vremuri? Din cauza efortului Pământului, scoarța terestră s-a ridicat pur și simplu, formând o concavitate în care s-a păstrat apa mării milenare. Imaginați-vă următorul aspect. Aveți o saltea de plajă plină cu aer. Puneți pe ea, la mijloc, o găleată plină cu apă, apoi îndoiți cele două margini ale saltelei până când se împreunează. În felul acesta, găleata a rămas la mijloc, dar în același timp este complet acoperită de cele două margini ale saltelei. Exact asta s-a întâmplat cu Marea Getică, apa s-a retras parțial, iar marginile scoarței terestre s-au încrețit, până când au format zona de deal pe care s-a ridicat ulterior Bucureștiul. În susținerea teoriei sale, geologul aduce fenomenele care se petrec zilnic în stațiile de metrou sau în perioadele ploioase, când canalele se înfundă. Apa se scurge, e adevărat, dar, la un moment dat, lacul subteran se umflă și dă pe din afară, lucru care duce la saturația pământului cu apă și la apariția fenomenului de băltire, spune acesta. Fenomenul nu are nicio legătură cu așa zisa canalizare defectuoasă, care oricum e defectuoasă, ci cu saturația cu apă a pământului. Apoi, nu mi spuneți că nu ați remarcat faptul că în anumite stații de metrou, indiferent dacă este zi sau seară, se aude curgând o apă. Nu este vorba despre niciun râu, ci pur și simplu despre canalele prin care apa de la suprafață se scurge în lacul subteran, încheie cercetătorul. Mai mult, Andrei Mocanu consideră că Nicolae Ceaușescu a făcut, printre multe altele, o greșeală capitală în perioada de urbanizare și modernizare a Bucureștiului. A construit lacul de la Ciurel, pe Dâmbovița. Inițial, lacul s-a vrut să fie transformat în primul port pe Dâmbovița, bărci și vaporașe de mic tonaj, urmând să străbată drumul până la Dunăre. Din nefericire, spune geologul, presiunea pe care lacul Ciurel o exercită asupra pânzei freatice din adâncime s-a dovedit fatală, aducând o serie de izvoare mai mici sau mai mari către suprafață, împiedicând deversarea acestora în lacul de sub București. Și asta nu e totul, presiunea exercitată ducând la apariția unui pericol de care cei mai mulți nici măcar nu au habar, anume pungile cu gaze de sub oraș. Unii spun că, din cauza lucrărilor de punere a conductelor cu gaze, în București s-a ajuns la situația în care capitala stă efectiv pe o bombă care poate exploda în orice moment. Este o aberație și, în același timp, purul adevăr. Dar ce e o aberație? Pentru că, în cazul unei explozii locale, alimentarea cu gaze se întrerupe aproape instantaneu. Deci ar putea cel mult să aibă loc o explozie undeva la un bloc, cel mult. În același timp însă, Bucureștiul stă pe o acumulare de gaze. Acestea s-au format de-a lungul milioanelor de ani prin putrezirea animalelor marine care trăiau pe vremuri în Marea Getică și care au fost izolate în momentul în care pământul s-a încrețit și a format concavitatea în care se găsește lacul subteran, iar presiunea exercitată de lacul Mori și de apele subterane riscă oricând să împingă aceste gaze spre suprafață. Din păcate, nu există o modalitate de ardere controlată a acestor gaze, pentru că orice flacără care ajunge în adânc poate transforma zona într-una deșertică, spune geologul Andrei Mocanu. Cu toate acestea, există o minune care până acum a făcut față pericolului din adâncuri: canalele și subteranele Bucureștiului. Și nu vorbim despre canalele construite de comuniști, ci despre subteranele existente de mii de ani în această zonă. Iulian Georgescu, profesor de istorie, are propria sa opinie. Iată ce spune acesta.
Aduceți-vă aminte că fanarioții se plimbau cu trăsura pe sub pământ. Chiar credeți că într-o sută de ani acești fanarioți puteau să construiască asemenea coridoare tainice? Să nu uităm cât a durat ca să fie preschimbate subteranele și transformate în metrou, asta la sfârșit de secol 20, cu utilaje și oameni. Deci, cum vă închipuiți că puteau să facă acei fanarioți lucrările de amenajare a subsolului cu o sapă și o găleată rudimentară? Nu, domnilor, subteranele au existat dintotdeauna și ele sunt pomenite chiar și pe vremea dacilor. Pentru că Bucureștes, în anii 292 înainte de Hristos, era atestat documentar ca fiind capitala Geției, condusă în acei ani de Dori Regis Tracum, Dromichetes, cum i-au spus grecii, sau Doru Mihăiță, așa cum i se spunea în realitate, spune profesorul. Subteranele, indiferent cine le-a construit, au scăpat până acum Bucureștiul de o eventuală explozie, gazele acumulate în adâncuri, găsind loc de trecere către suprafață și într-o asemenea concentrație încât să nu fie periculoase pentru oameni. Se mai întâmplă ca uneori o pungă mai mare de gaze să iasă din adâncuri și atunci, de regulă, bucureștenii se plâng de dureri de cap, amețeli sau o stare de somnolență, de lene. Nu este vorba despre nicio boală pe sistem nervos sau despre nicio oboseală cronică, așa cum lasă unii să se înțeleagă, ci pur și simplu despre inhalarea unei cantități prea mari din acele gaze. Acum doar n-o să vreți să ne anunțe la televizor că Bucureștiul este în pericol, că doar banii în București se fac și cele mai mari interese aici sunt, mai spune profesorul. Blestemul care a căzut pe neamul geților ni s-a transmis și nouă urmașilor lor. Ceea ce ne-a salvat până acum ne poate aduce pieirea de acum înainte. Subteranele de sub capitală, deși construite după forma unui furnicar, au adus cu ele un pericol nou. Orașul se poate surpa, măcar unele zone ale acestuia, întrucât a ajuns să semene cu un uriaș șvaițăr. Este și motivul principal pentru care rețeaua de metrou este permanent prelungită, este de părere geologul Andrei Mocanu. Pentru că așa, o serie de subterane sunt cimentate, betonate și întărite cu liniile de metrou, ducând la o creștere a siguranței zonei respective. Cel mai mare dezastru s-a petrecut în timpul cutremurului din 1977, când, din cauza acestor goluri de sub oraș, aproape tot centrul Bucureștiului s-a năruit. Atunci s-a alarmat Ceaușescu și a pornit o campanie de construire intensivă a metroului, oferind poporului o explicație plauzibilă și ascunzând existența trecătorilor subterane din teama de a nu fi folosite de eventualii dizidenți, mai spune Mocanu. Cei care au lucrat la metrou au văzut și au auzit lucruri greu de crezut. Mircea Ioanid, de exemplu, pensionar, își amintește cu groază niște întâmplări din anii 80, al căror martor a fost pe când căra cu basculanta pământ din subteran. Iată ce povestește bărbatul. Nu am fost singurul care a trăit astfel de întâmplări, dar sunt singurul care a mai rămas în viață după tot ce s-a întâmplat. Pentru că pământul i-a înghițit pur și simplu pe ceilalți. Pământul era viu la propriu. Și eu eram tânăr șofer și în putere și nu mă temeam așa cu una cu două. Dar când îmi amintesc de întâmplările respective, mi se zbârlește și acum părul în cap de frică. Mircea Ioanid susține că în 1982, unul dintre excavatoare a scos la suprafață un cadavru bizar. Avea peste 2 metri și era îmbrăcat straniu, cu un fel de robă roz și cu o mască neagră pe față. Pielea era de culoare maronie. Ceea ce i-a uimit pe toți a fost senzația că acel bărbat era încă viu. Avea ochii larg deschiși, iar fața lui, deși cu trăsături frumoase, inspira teamă. Unul dintre colegii săi chiar a făcut o glumă și a spus că așa trebuie să arate satana dacă există.
Nu știu dacă a fost o simplă coincidență, spune bărbatul. Dar la câteva zile după, pe colegul ăsta l-au găsit mort. La autopsie, medicii au spus că avea toate organele interne împrăștiate, ca și cum ceva îi explodase în interior, spune Mircea Ioanid. Dar ceea ce i-a uimit pe cei câțiva lucrători care au văzut cadavrul a fost obiectul ciudat pe care arătarea îl ținea în mână și care semăna cu un baros mai mare, terminat cu o secure cu două tăișuri. Și nu atât arma din mâna arătării ne-a uimit, cât mai ales faptul că nu am mai văzut niciodată nimic asemănător și că, deși părea că stătuse sub pământ timp de sute de ani, nu avea niciun fel de rugină pe ea. Arma și cadavrul au fost izolate până la urmă ca să vină un specialist, dar în seara respectivă, în mod surprinzător, au dispărut complet. Au venit cei de la securitate și ne-au întors pe toate fețele. Ne bănuiau că suntem înțeleși cu dușmanii de clasă și că am ascuns cadavrul. Dar am trecut și de asta. În schimb, ceilalți colegi ai mei au dispărut pe rând, înghițiți de pământ, fără ca cineva să mai dea de urma lor. La dispariția unuia am fost de față și nu am putut uita nici acum urletul animalic pe care l-a scos, strigând, încercând să se agațe cu unghiile de o margine de pământ. Eu sunt singurul care am scăpat, pentru că mi-am cerut repede transferul pe un alt șantier, povestește pensionarul. Legendele vechi vorbesc despre o răscoală a uriașilor și a titanilor împotriva stăpânului de atunci al pământului, Zeus. Răsculații au învins în prima fază, dar zeii au fost ajutați de eroul pelasg Hercule, care i-a învins, i-a ferecat cu lanțuri grele și i-a aruncat sub pământ. Tainița în care au fost azvârliți titanii se pare că a fost Bucureștiul, iar subteranele au fost construite de Hephaistos, zeul din adâncuri, special ca niciuna să nu ducă la suprafață. Alexandrescu Tiberiu, etnolog și folclorist, spune că legenda Minotaurului este adevărată, dar realitatea a fost deformată. Bucurestes, spune acesta, a fost numit așa în urma victoriei asupra titanilor, pentru că zeii cei vechi s-au bucurat de triumful lor vremelnic și au construit un oraș în care oamenii să se bucure mereu și să celebreze de-a pururea victoria asupra titanilor. Numai că aici, sub Bucurestes, a fost construită de asemenea și cea mai crudă închisoare, perecată cu lacăte magice, un labirint în care cei care pătrundeau nu mai ieșeau niciodată la suprafață, pentru că nu mai reușeau să găsească drumul. Vă întrebați de ce oare nu le dădea prin minte să facă semne pe pereți și să meargă după ele? Simplu, pentru că labirintul însuși era viu și își schimba rețelele de coridoare permanent. Pământul acesta, domnilor, a fost un pământ viu dintotdeauna. De aia țara s-a numit Geția sau Geia, zeița pământului, iar geții au fost fiii ei, declară etnologul. Și tot aici, în labirintul de sub Bucurestes, Alexandrescu Tiberiu consideră că au fost închiși ultimii zei de către apostolul Andrei, cel care i-a creștinat pe daci. Poate o să vi se pară ciudat că un intelectual ca mine crede în zei și în forțe nevăzute. Credeți-mă când vă spun un lucru. Cu cât știința se dezvoltă mai mult, cu atât mai mult se apropie de Dumnezeu. Ajungem să ne punem niște întrebări firești, iar răspunsurile nu le putem găsi în această lume pe calea raționamentului logic. Iar fenomenele din adâncul Bucureștilor sunt dincolo de orice logică și rațiune, încheie Alexandrescu Tiberiu. Irina Asaftei, Remus Dumitru și Petre Petre sunt mediumuri cunoscute în lumea lor, care se ocupă de măsurarea câmpurilor de forță și a perturbărilor acestora. Cei trei au descoperit că, din punct de vedere energetic, Bucureștiul este poziționat pe un nod de energie negativă telurică. Asta nu înseamnă că Bucureștiul este negativ, ci că acel câmp, în funcție de direcția sa de expansiune,
poate afecta viața de la suprafață, fie pozitiv, fie negativ. Curgerea energiei se face sub forma unei spirale, care se deplasează periodic în jurul unui punct de sprijin. Când sensul de curgere al spiralei este în sus, la suprafață totul se resimte sub forma unui boom economic, al unei dezvoltări puternice, al unui nivel de trai îmbelșugat. Când spirala se învârte pe direcția de curgere a energiei către centrul Pământului, avem la suprafață o perioadă de regresie economică, de dezastre, de boli și nefericire. Iar când spirala deplasează energia lateral, de regulă la suprafață, există momente de stagnare economică și spirituală, explică cei trei. Din păcate, toți trei sunt de acord asupra unui alt aspect. Direcția de deplasare a energiei nu poate fi prevăzută, ci doar constatată și măsurată, ceea ce înseamnă că nu se pot lua măsuri pentru contracararea efectelor negative. Mai ales că nu există o regulă a deplasărilor. Pot fi trei deplasări laterale, urmate de una verticală în sus sau în jos, sau pot fi cicluri de câte o singură deplasare în jurul punctului de sprijin, spun aceștia. Cu toate acestea, ei susțin că, în ultimii ani, oamenii au găsit, voluntar sau involuntar, o metodă ca să contracareze deplasările din adâncuri, construirea bisericilor ortodoxe. Finisarea unei biserici activează câmpuri de forță deosebite și face în așa fel ca deplasarea energiei să se orienteze treptat în sus sau cel mult lateral. În ultimii 20 de ani de când ne cunoaștem noi, am remarcat că la fiecare biserică ortodoxă construită, câmpul de forțe de sub București s-a schimbat. A devenit mai stabil și mai puternic, ca și cum fiecare lăcaș de cult a funcționat ca un fel de amplificator și stabilizator de energie telurică, spune Irina Saftei. De asemenea, legendele vorbesc că Bucureștiul ar ascunde în uluitoarea sa rețea de tuneluri, dintre care cele mai cunoscute sunt cele de la Curtea Veche, cel care leagă Giuleștiul cu dealul Cotroceni și galeriile care unesc Palatul Ghica și Mănăstirea Plumbuita, Bucureștiul ascunde, spuneam, și așa numitele porți ale timpului. Acestea sunt folosite de vrăjitoare în anumite nopți, numai de ele știute, pentru a-și încărca bateriile energetice, în scopul practicării magiei negre sau albe. De aceea sunt ținute în mare secret. Totuși, în urma cercetărilor de documente și pe teren, se pot localiza cu prudență 9 zone. Mântuleasa, Uranus 13 septembrie, Panduri, Antiaeriană Sălaj, Dealul Cotroceni, Poișor, Cocioc Piscului Văcărești, Mitropolie și Zețarilor Drumul Găzarului. Cu mici excepții, porțile timpului se suprapun cu ceea ce radiesteziștii, cei care se ocupă cu neutralizarea radiațiilor nocive și echilibrarea energetică, le numesc zone de iritare. Pomenite în trecut ca zone necurate, s-a observat că cei care au stat mai mult de 8 zile în locurile geopatogene respective manifestă stări de iritare, insomnie, migrene, crampe musculare, etc. Iar în timp, dacă nu se iau măsuri, apar disfuncții endocrine și chiar cancer. Cunoscutul fizician A. Dincă recomandă, printre metodele simple de corectare a perturbărilor, mutarea patului, a canapelei sau a biroului, ori amplasarea în locuința unor cristale de cuarț care absorb energia negativă. Oameni de știință de notorietate, precum doctorul francez Per și germanul Weidmann, au reușit să demonstreze că în zonele malefice există acumulări masive de energie telurică. Această energie misterioasă ar produce cu predilecție întâmplări nefericite pe anumite arii în care sunt amplasate clădiri sau drumuri. Specialiștii susțin că atâta timp cât Bucureștiul este supus demolărilor și tăierilor masive de copaci, apar noi zone geopatogene.
Rușii A.I. Nizovski și N.N. Nepomniaschi presupun că în zonele anormale, cunoscute pretutindeni pe Terra, unde printre alte fenomene timpul își încetinește mersul, acționează raze energetice geopatogene, generate de interacțiunea otonilor, așa numitele găuri negre minuscule, dotate fiecare cu o energie care depășește puterea unei centrale electrice nucleare în adâncurile Pământului. În asemenea zone anormale se încadrează și porțile timpului de sub capitală, considerate de regretatul parapsiholog Ion Tsugui drept zone unde se acumulează fluxul informațional al lumilor paralele care străbate universul. Unii ar spune că există și posibilitatea ca în porțile timpului să se producă și fenomenul întoarcerii în timp prin tunelurile spațial-temporale sau a canalelor cosmice, idee exprimată pentru prima dată de fizicianul Wheeler în Geometrodinamica. Unele variante ale concepției respective examinează posibilitatea deplasării cu ajutorul canalelor nu numai în trecut, ci și în viitor, precum și în alte universuri și dimensiuni. În opinia generalului de brigadă Emil Străinu, în spațiul cosmic existând posibilitatea a 120 de dimensiuni. Și să nu uităm că în teoria generală a relativității a lui Einstein este imposibil să descrii un obiect ca ocupând un anume loc, într-un anume timp, chiar timpul fiind prea puțin studiat. Dragi prieteni, mă opresc aici. Dacă v-a plăcut materialul, dați like și share. De asemenea, nu uitați să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, aveți grijă de voi. Pe curând!